Polițiștii mehedințieni au depistat persoana care pe 1 septembrie ar fi incendiat un autoturism ce se afla parcat din probleme personale cu proprietarul autovehiculului. Mai mult decât atât, ar fi incendiat și porțile de acces ale unei proprietăți ce aparțin aceleiași părți fătămate. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii mehedințeni au identificat un bărbat de 29 de ani bănuit de săvârșirea infracțiunilor de hărțuire, distrugere și amenințare. Din probatoriul administrat s-a stabilit că la data de 1 septembrie bărbatul ar fi incendiat un autoturism ce se afla parcat, probleme personale cu proprietarul autovehiculului. De asemenea, în urma investigațiilor efectuate, polițiștii au stabilit că în noaptea de 30 august bărbatul ar fi incendiat porțile de acces ale unei proprietăți ce aparține aceeași părți vătămate. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigație Criminală au identificat un bărbat de 29 de ani bănuit de săvârșirea infracțiunilor de distrugere, amenințare și hărțuire. Din probatoriul administrat s-a stabilit că la data de 1 septembrie anul curent, persoana în cauză ar fi incendiat un autoturism ce se afla staționat pe raza municipiului. Totodată, în urma investigațiilor efectuate, polițiștii au stabilit că cu o noapte înainte, bărbatul ar fi incendiat porțile de acces ale aceleiași părți vătămate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de hărțuire, amenințare și distrugere, bărbatul fiind reținut pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, urmând ca astăzi să fie înaintat parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Târgu Severin cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.